Bun găsit, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, ne aflăm la Tulcea, emisiunea de la Tulcea News TV. Îl avem invitat pe domnul senator Eugen Orlando Teodorovici, primul pe lista de candidați al Partidului Socialist Democrat pentru Senatul României. Bun găsit, domnule Teodorovici, vă mulțumim pentru că ați acceptat invitația noastră. Bună ziua și bine v-am găsit și mulțumesc și pentru invitație și cu drag aș răspunde la orice întrebare pe care dumneavoastră mi-o ridicați, cu drag. Suntem la foarte scurt timp de la depunerea jurământului de către consilierii județeni ai județului Tulcea. Ați avut o luare de cuvânt. Aveți o mare experiență în politică. Ce le-ați transmite acestor oameni care, unii dintre ei sunt pentru prima oară în această postură, alții au mai multe mandate? Ce le-ați transmite referitor la această perioadă care pentru ei urmează să fie în slujba cetățeanului din județul Tulcea? Da, într-adevăr am avut astăzi o luare scurtă de cuvânt și am încercat să le oarecum să-i fac conștienți de faptul că astăzi, la depunerea jurământului de către consilieri județeni, contează trei lucruri, poate. Faptul că s-a intonat imnul național, faptul că s-a jurat pe Constituție, pe Biblie și faptul că sunt tulceni, români. Deci cele trei elemente ar trebui să facă pentru acești noi consilieri sau vechi consilieri județeni și pentru orice fel de persoană publică în România, orice demnitar, ca ceea ce spune, ceea ce promite, mai ales ceea ce jură, cum au făcut cei de astăzi, într-adevăr se reprezinte cel mai important lucru pentru care trăiesc. Poate sună, nu știu, cu foarte mult iz naționalist aceste vorbe ale mele, dar sunt spuse din suflet. Și astăzi, în ședință, asta am încercat să fac, să-i fac să fie conștienți de faptul că, practic, au jurat. Au jurat și nici nu era nevoie să jure pe Biblie sau pe Constituție, pentru că te naști cu acel jurământ atunci când te naști. Da? Asta, eu așa gândesc, așa sunt, toate că, pentru, din păcate, pentru cei din România, pentru românii care mai gândesc și mai ales vorbesc în acest fel, se grăbesc foarte mulți alții din țară și mai ales din afara țării să pună etichete de genul anti-european, anti-american. Nu. Eu și cu ceilalți români care suntem și gândim în felul acesta, nu suntem anti-ceva, suntem pro-români, pro-pentru România. E singurul motiv și mi-aș dori foarte mult ca cei astăzi care au depus jurământul la Consiliul Județean, cei care au depus ieri jurământul la primăria din municipiul Tulcea, cu primarul și cu domnul președinte în frunte, efectiv să facă ceea ce putea să se facă de foarte mult pentru acest județ, pentru municipiu. Am spus-o foarte clar și din păcate văd că se tot timpul se pune într-o notă politică acest lucru, că municipiul Tulcea, din păcate, este astăzi, trebuie să o recunoaștem, unul dintre cele mai poate sărace municipii de ședință de județ din România. Și mă spun cu durere în suflet pentru că nu sunt născut în Tulcea, dar sunt tulcean, sunt român. Da? Și mă doare orice fel de astfel de situație. Și de asemenea, la nivel de județ, îmi doresc foarte mult ca marile proiecte să înceapă. De asta mi-am și permis în timpul ședinței să atrag atenția asupra a două, poate, dintre cele mai mari proiecte din Tulcea și poate din țară, să se deblocheze pentru că au ceva probleme, fie de finanțare, fie spețe în instanță, cum e portul Faleza de la Tulcea, cum este podul de peste Dunăre. Și aici trebuie să o spun foarte clar, pentru că țin foarte mult acest lucru. Poate țin mai mult decât tulcenii să spun că acest pod este podul de la Tulcea. Și de ce spun asta? Pentru că cel care efectiv a venit cu ideea la București acestui pod a fost actualul președinte al Consiliului Județean, domnul Teodorescu. Eu vă spun că în 2014 eram ministru la fonduri europene, dânsul, eu pot să aduc documente în acest sens, ca și dovadă, a venit la București la fostul prim-ministru de atunci și la acea vreme, Victor Ponta, cu o solicitare pentru a aloca pentru județul Tulcea suma de 1,2 miliarde de euro, printre care a prins și acest pod de peste Dunăre. Pod despre care s-a vorbit de mulți zeci de ani de zile în țară. Un pod cu o importanță vitală pentru economică, această zonă. Economică, strategică, este clar. Și atunci și cu mine la fonduri europene am fost de acord toți trei să finanțăm această zonă a țării, pentru că este o zonă care, din păcate, iubită de foarte mulți români și mai ales politicieni vara, și uitată iarna. Și nu este corect. Și de asta am făcut
doar ce lucru să readucă în atenția celor prezenți, cei care au jurat astăzi credința acestui județ și țării, să facă acest lucru. Să nu lase timpul să treacă. Că se vor trezi la final de mandat, uitându-se în spate că poate nu au făcut nimic. Asta este, a fost prima mea dorință și, dar din păcate, repet, și cu asta închei prima mea intervenție, remarc și constat din ce în ce mai des teama noastră de a fi români. Este un sentiment foarte așa, amar. Spuneți-mi, domnule senator, suntem aici la Tulcea într-o situație pe care cetățenii au decis-o la vot, în care avem Consiliul Județean, unde avem social-democrat, candidatul social-democrat a ieșit, a fost ales, iar la primărie candidatul liberal. Vedeți dificultăți în a administra această situație pe viitorii 4 ani, pentru că până la urmă dintr-o astfel de luptă dusă, lupta este foarte bună, evident, este motorul dezvoltării, dar dusă așa cum nu trebuie, ar putea suferi tocmai cetățenii. Corect. Eu n-am o problemă, repet, cu vreodată culoarea politică a vreunui coleg dintr-o altă zonă. N-am avut și nu o să am niciodată. Și am făcut mereu apel la dialog și discuții, pentru că aceste discuții, chiar și contradictorii, pot să ducă într-adevăr la dezvoltarea, în cazul de față, a municipiului, a județului, a întregii zone acestei țări. Domnul președinte Teodorescu are în spate faptele. Deci nu ne îndoim că dânsul va continua ceea ce a început. Din păcate, am spus-o și astăzi la întâlnire, 16 ani, din păcate, județul, municipiul Tulcea nu a avut ceea ce putea și merita să aibă. Aici domnul primar, Ilie Ștefan, trebuie să vină să demonstreze. Din partea domnului președinte Teodorescu va avea toată deschiderea, cooperarea și sprijinul de care dânsul are nevoie pentru ca acest municipiu să se dezvolte și ca, pentru ca tulcenii, într-adevăr, să primească ceea ce alții bucureștini în altă parte a țării deja trăiesc, primesc, să spunem așa, dezvoltarea și traiul economic mult mai bun. Deci eu nu am o problemă, noi nu avem, ca socialdemocrați, nu avem problemă să discutăm, să dialogăm și să construim împreună. Nu. Și de asta sper plec pe buna credință a domnului primar. E bine să pleci cu să acuși circumstanțe, să spunem așa, din start, atenuată și cred că va fi totuși o colaborare foarte bună și de succes. De asemenea, echipa de parlamentari. Acum intrăm în focurile luptei pentru Parlamentul României. Aici eu nu sunt genul care să se laude cu rezerv, pentru că eu am spus mereu că un politic trebuie să vorbească despre ceea ce nu face, eventual. Ceea ce face este pentru că de asta a fost ales, să facă. Și eventual să discute și să fie tras la răspundere și să pună întrebări din partea celor care au votat pentru ceea ce nu s-a întâmplat. Aici eu sper ca tulcenii, toți tulcenii, indiferent de, să zic așa, de culoarea politică, să voteze pentru Parlamentul României acea echipă, acei parlamentari care nu se tem să stea în banca de parlamentar pentru că așa dictează partidul. Pentru că aici este o altă discuție și de asta vă spuneam că, din păcate, noi românii trecem la, nu știu, la o altă fază. Din ce în ce mai mare teama este de a spune că ești român și de a spune întotdeauna în fața celor din țară și mai ales în fața celor din afara țării că pentru noi contează în primul România, nu Uniunea Europeană, nu America, nu altă țară din lume. Eu am spus-o și ambasadorului Statelor Unite la București, fostul ambasador. Mi-a spus, domnul ambasador Clem, nu știu dacă e vreun păcat să vreau pentru țara mea ce vreți dumneavoastră, pentru țara dumneavoastră, atunci da, sunt un păcătos. Dar nu pot să mă oblig să iubesc altă țară mai mult decât îmi iubesc propria mea țară. Așa că, repet, sper într-un parteneriat bun și activ și eficient pentru tulceni. Repet, este o zonă a țării pentru care sau care are nevoie de parlamentari foarte vocali și cu foarte mare experiență, pentru că este o zonă, repet, de care restul țării poate de multe ori uită. Uitați-vă, sunt copii, sunt adulți, sunt, nu știu, antreprenori care cu dificultate trăiesc zi cu zi, din motive diverse. Vremea este cum este, infrastructura poate nu este cea mai, să zic așa, dezvoltată pe care am dorit să o avem. Și multe alea, sunt foarte multe facilitățile care se acordă populației, să spunem așa, dar care văduvesc bugetele primăriilor
și atunci trebuie găsită o formă de compensare de la bugetul de stat pentru această zonă a țării. Și de asta noi am trecut, am și dat această compensare și în zona Munțului Apuseni, aceeași situație este. Și la, repet, sper să lăsăm la parte lupta politică și să lucrăm pentru turceni. Nu vi se pare că este un paradox acest fapt că avem de a face cu una din cele mai frumoase zone ale țării, o zonă, nu știu, așa cum rar vezi în întreaga și lume. Și istorică și geografică, exact. Și are și totuși poate că lucrurile s-au mai mișcat în ultima perioadă, dar cred că oamenii nu ajung să vină să cunoască această zonă din cauza infrastructurii care este deficitară. Vedeți asta ca o mare prioritate pentru Tulcea? Categoric, dar Tulcea trebuie să fie, repet, Tulcea, întregul județ, nu doar Balta, nu doar partea de Delta, trebuie privit ca județ un pic altfel de crestul țării. De ce spun așa? Și vă dau câteva exemple. Într-adevăr, infrastructura este foarte importantă, dar trebuie construită cu grijă, cu suflet pentru Delta, pentru că altfel Delta se distruge. Uitați-vă la biosfera Delta Dunării. Banii alocați de noi, banii europeni, trebuie urgent cheltuiți pentru ce? Principala problemă de colmatare a canalelor Delta Dunării, pentru că altfel Delta moare. De asemenea, tot ce dezvolți în Delta trebuie să dezvolți cu un ochi către mediu, înconjurător, pentru că altfel această zonă frumoasă va dispărea, să spunem, cu timpul. De asemenea, uitați-vă, problema principală, gunoiul menajer. Este o problemă din multe, să zic așa, care are la bază multe motive. Dar eu am și promis acum în campania la locale că o să, până la final de anul, să pregătesc un proiect de act normativ prin care comunitățile locale să nu mai plătească gunoiul menajer. Și de ce vă spun asta? Sunt bucureștean. Și în București, din păcate, pentru ceilalți care plătesc, în București, gunoiul menajer nu se plătește. Dar nu e corect ca oamenii care au financiar potență să nu plătească, iar oameni mai săraci, cum sunt în Tulcea, din păcate, în multe comunități locale, să plătească gunoiul. Mai ales este și o zonă care, repet, trebuie protejată din punct de vedere al mediului. Deci trebuie ca această zonă a Tulcii să aibă 0 lei la plata a gunoiului menajer. Tocmai ca să încurajezi colectarea gunoiului. Pentru că altfel îl se aruncă pe la colțul așa și Delta se poluează. Deci, de asta spun că e nevoie de o echipă foarte puternică și vocală și cu multă experiență în Parlament. Pentru că altfel nu vei putea obține pentru Tulcea alt tratament decât au alte zone ale țării. Exact. Da, ne aflăm, am depășit această zonă, această perioadă de alegeri locale cu toate caracteristicile unei perioade electorale. Urmează, iată, am intrat direct în zona alegerilor parlamentare. Spuneam candidați pentru funcția de senator pe prima poziție. O poziție dată fiind scorul Partidului Social Democrat în județul Tulcea, categoric eligibilă. Cu ce gânduri plecați, putem spune, la un nou drum care de fapt e o continuare de drum? Mi-aș dori foarte mult ca în Tulcea, repet, oamenii să voteze acei oameni care să meargă în Parlament, acei români care să meargă în Parlament, să-i reprezinte pe ei și întreaga țară, așa cum își doresc. Și mi-aș dori foarte mult să învingem contracandidații noștri, să-i învingem, pentru că așa este voltii normal, pentru a vedea că încrederea, într-adevăr, a acordat într-o mare măsură pentru echipa câștigătoare. Îmi doresc foarte mult ca tulceni să mă voteze și să voteze Partidul Social Democrat. Îmi doresc foarte mult acest lucru. Eu spun mereu, cu toate problemele sau pe care l-a avut Partidul Social Democrat în trecut, nimeni nu le ascund, eu am fost poate printre cei care a spus foarte clar că dacă te vrei a fi un lider, dacă vrei să fii un partid care, într-adevăr, este un partid corect pentru țară, îți asumi și trecutul tău ca partid, îți asumi greșelile și cauți să eviți pe viitor a face aceleași greșeli. Și atunci am spus mereu că PSD-ul totuși este Partidul Național. Este probabil ultima speranță, ultima, să zic așa, nu știu, formațiune politică care poate să sprijine această țară și să o facă să conteze. De ce spun asta? M-aș bucura ca toate celelalte partide să se bucure de obiective mari îndeplinite, cum sunt cel de aderare la Uniunea Europeană, la NATO, președinția Consiliului European de anul trecut,
una de succes, cum au spus-o toate vocile europene și la nivel european. Sunt cel puțin obiective foarte mari care au marcat istoria țării, pe care Partidul Social Democrat l-a gestionat foarte bine. Multe alte măsuri economice, sociale, multe lucruri trebuie îndreptate, e adevărat. Că vorbim de politică socială, că vorbim de zona economică, cu toate că îmi place să aud foarte multe voci din zona de antreprenoriat, zona economică, care spun că tot timpul s-a făcut business adevărat când PSD-ul guverna. Asta a însemnat că noi am înțeles să sprijinim și mediul economic, fără de care nu am putea să sprijinim social alte zone ale țării defavorizate. E adevărat, în zona de politică socială trebuie să umblăm, pentru că poate din dorința de a face bine pentru acei români aflați la nevoie, s-au făcut și greșeli, în sensul că sunt poate persoane care primesc sprijin din partea statului în mod nejustificat. Și nu este corect pentru cei care muncesc și aduc cu trudă banii acasă și, desigur, plății la stat și multe, multe altele. De asta spun că e foarte important ca acest partid să rămână și să aibă un scor puternic în Parlamentul României. Sunt multe voci care au creat din acest Partid Social Democrat un fel de bau-bau. De ce? Pentru a justifica acțiunile pe care le fac astăzi, uitați-vă în pandemie. Uitați-vă cât se împrumută acest guvernul actual. Cât ne-am împrumutat noi în 3 ani și ceva, ei au împrumutat în 10 luni de zile. Fără ca oamenii să știe unde sunt acele sume de bani. Eu am vorbit și cu domnul prim-ministru Orban și cu ministrul de finanțe și le-am spus, domnule, nu am să vă combat faptul că împrumutați, dar trebuie să arătați unde sunt aceste sume de bani, pentru că lumea să știe pentru ce în anii care urmează vor plăti din propriul buzunar aceste sume. Mai mult, uitați-vă cu starea de pandemie. Dom'le, toată lumea spune și oficial și mai puțin oficial că nu ar fi trebuit să fie alegerile locale și parlamentare principalul obiectiv al acestui guvern. Pentru că oamenii îți mor. Ai peste aproape 5.000 de cazuri pe zi astăzi. Păi aveam 400 sau 300 prin primăvară și armata era pe străzi. Aveam stare de urgență. Și acum, cu 5.000 de cazuri poate pe zi, și 10 de morți, la fel, din păcate, se continuă pentru alegerile parlamentare și cele locale și pe aia pe parlamentare. Școlile s-au deschis, s-au închis. Se poate spune că în acea perioadă de început, poate că nimeni, neavând experiența, netrecând prin așa ceva... Nu plecați după această scuză. Este o scuză care, dacă vine din partea unui oficial, denotă neștiință și, practic, să zic așa, nepăsare față de acest popor. Acest guvern a știut de faptul că acest COVID, să spunem, acest virus există și poate prezenta o amenințare pentru țara noastră în noiembrie anul trecut. Când s-a numit colegul meu la Comisia de Coordonare a Activității SRI, am cerut un singur lucru în mod public. Să aibă un singur obiectiv și primul dintre acestea, acest președintele Comisiei, colegul meu de la Comisia SRI, aflarea adevărului despre momentul la care Guvernul României și Președintele Statului au fost informați despre acest pericol care ajungea foarte repede și în Europa. Sunt convins că luna noiembrie. Ce s-a întâmplat din noiembrie până în decembrie? Am auzit minciuni, efectiv, eu nu înțeleg cum astfel de oameni la nivelul acesta de înalt, Președintele Țării și Premierul Țării, să spună că au găsit rezervele goale. E ceva imposibil. Pentru că legea spune, te obligă la a avea în rezerve de stat un anumit volum și număr de unități pe diferite produse, ceea ce, dacă nu se întâmplă, este penal. Și chiar dacă ar fi fost o astfel de situație, în 2 luni de zile puteai să umpli rezervele astfel încât la 1 ianuarie să fii cu totul în să zic așa, în bloc start. Mai mult, există un proiect, și cu asta, la fel mă opresc aici cu această intervenție, există un proiect de lege depus de mine acum câteva luni de zile, foarte simplu, cu un paragraf, cu un articol unic, să spunem, a trecut de Senat, m-am și mirat, votat de Senat, se află la Camera Deputaților. Un proiect de lege care spune ce? Că permite Guvernului României, oricare fie acela, să atribuie direct contracte de achiziție publică către guvernele statelor UE și non-UE, adică practic oricărui stat de pe acest pământ, contracte de achiziție publică pentru echipamente medicale, pentru tot ce înseamnă nevoie medicală, inclusiv pentru construcție de infrastructură spitalicească. Cu alte cuvinte, cine va invoca lipsa paturilor ATI, cine va invoca orice lips pentru care oamenii din România mor, acela este un criminal. Și vă spun cu foarte mare răspundere, indiferent din ce partid acea persoană se află, dacă a zădărnicit aprobat aceste legi,
este practic omul care are pe mâini sângele românilor. Să sperăm că, așa cum spune o veche vorbă, vom, cei care iau aceste decizii vor avea mintea românului cea din urmă și... De asta mă tem. Lucrurile... Că nu o să aibă nici măcar pe urmă. Vor merge pe un făgaș bun și... Da, vom încerca să depășim această situație, pentru că oricum nu avem încotro. Trebuie să mergem înainte și, așa cum spuneați, să ne gândim la binele celor care locuiesc în țara noastră, nu? Vă mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc și eu foarte mult și sper ca cei care ne-au urmărit să înțeleagă din această discuție noastră că pentru un politician este ar trebui să fie mai mult decât orice important să-și să facă pentru țară ceea ce nu face nici pentru el, nici pentru familia sa. Asta sper să înțeleagă în principal politicienii, cei care iau decizii pentru țară și poate și oamenii de rând, pentru că ei dacă schimbă abordarea, se schimbă și politicienii. Altfel, nu avem speranță. Dar eu cred că lucrurile se vor schimba bine. Domnule senator, mulțumesc și eu. Mulțumesc. Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea de la Tulcea News TV. Adrian Florea, Paul Alexe, vă mulțumesc pentru atenție. Până la proxima întâlnire, toate cele bune!